Zveta, te rog. Bună seara, Mihai, bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, din nou de la sediul PAS. Acum avem un invitat cu siguranță special, mai ales în această seară. Este vorba despre liderul PAS, Maia Sandu. Bine v-am regăsit. Bună seara. Bună seara tuturor. Să ne spuneți care sunt primele dumneavoastră impresii, iată, de la afișarea rezultatelor preliminare care vă dau drept favorită, câștigătoare. Eu sunt optimistă, dar noi așteptăm rezultatele finale, suntem recunoscători tuturor oamenilor care au ieșit la vot, ne bucurăm că oamenii cred în democrație, ne bucurăm că în pofida crizei, în pofida pandemiei, în pofida șantajului din partea autorităților, amenințărilor, oamenii au ieșit la vot, asta înseamnă că oamenii cred în democrație. Și sunt optimistă că vom avea un rezultat bun, așa încât să putem să punem Moldova pe calea cea dreaptă, așa cum am vorbit în această campanie. A fost o campanie destul de grea, s-au aruncat mai multe săgeți între ambii candidați și cu mesaje care au divizat societatea. Totuși, iată, acum vedem un rezultat care vă dau pe dumneavoastră câștigătoare, care vor fi primii pași în cazul în care ajungeți în fotoliul de președinte. Noi am avut o campanie care să nu diviseze societatea. Dimpotrivă, noi am venit cu mesaje care să unească cât mai mulți oameni. Mesajele noastre au fost să construim un stat funcțional, să oprim corupția, să creăm oportunități economice pentru oameni aici acasă, ca să nu fie forțați să plece. Și am văzut astăzi cât de mulți oameni din diasporă își doresc ca lucrurile să se schimbe spre bine. Eu cred că mulți dintre ei își doresc să revină acasă și de aceea este important ca să creăm oportunități economice, să dezvoltăm economia în Republica Moldova. Sunt multe lucruri pe care trebuie să le facem. Eu, prin toată activitatea mea, voi demonstra respect pentru toți cetățenii Republicii Moldova, indiferent pentru cine au votat, indiferent ce limbă vorbesc. Avem o agendă complicată, avem o situație politică complicată în Republica Moldova, nu ne facem iluzii, dar zic să o luăm una câte una, pas cu pas. Așteptăm rezultatele acestor alegeri și imediat ce vom avea rezultatele finale, o să discutăm despre planurile concrete, cum punem în aplicare lucrurile pe care le-am discutat cu mii de oameni în această campanie. Și totuși voiam să vă întreb cum apreciați dumneavoastră participarea diasporei la acest scrutin electoral, pentru că vedem că au bătut un nou record, o mobilizare extraordinară, exemplară, și să ne spuneți dumneavoastră poate ce lucruri veți întreprinde, iată, pentru cetățenii din străinătate, poate să revină acasă sau de ce nu implementarea mecanismelor de vot prin corespondență, vot electronic, ce planuri aveți? Pe termen scurt, cred că trebuie să începem imediat să discutăm despre votul prin corespondență sau votul electronic, să vedem care dintre aceste două este mai fezabilă și să facem acest lucru până la următoarele alegeri, așa încât data viitoare oamenii să nu mai stea în rând ore în șir. Și bineînțeles să nu trebuiască să meargă atât de mulți kilometri, deci să se deschidă mai multe secții de vot. Altfel, ceea ce își dorește diaspora în primul rând și ceea ce ne dorim noi este ca să îmbunătățim condițiile de viață pentru cetățenii Republicii Moldova de aici, de acasă, pentru cei dragi pe care i-au lăsat aici. Și bineînțeles, atunci când vom avansa suficient de mult ca să îmbunătățim condițiile de trai, ca să creăm oportunități economice, eu vreau să sper că o bună parte dintre cei care au plecat se vor întoarce. Ar fi minunat ca acești oameni pe care i-am văzut astăzi și mulți alții care nu au avut ocazia să meargă la vot pentru că secțiile de vot au fost prea departe, să revină acasă într-o zi alături de cei dragi, să lucreze aici, să contribuie aici și să se bucure împreună cu părinții și bunicii lor în Republica Moldova. Dumneavoastră ați avut un program electoral destul de ambițios, ați punctat acolo mai multe priorități, dar vreau să vă întreb cum vă propuneți totuși dumneavoastră să implementați aceste, să vă implementați programul atât timp cât nu aveți majoritate în Parlament? În program s-au regăsit
problemele, subiectele care interesează oamenii. De acolo m-am informat și reforma justiției și lupta noastră împotriva corupției, lupta noastră pentru dreptate și dezvoltarea economiei sunt cele mai mari îngrijorări ale cetățenilor. E adevărat că nu toate lucrurile pot fi făcute doar de președinte, dar eu voi promova aceste obiective pe care le-am formulat și da, voi căuta soluții pentru ca să ajungem să avem și alegeri parlamentare anticipate, așa încât cetățenii să poată să delege în Parlament oameni cinstiți, oameni onești, care să vrea să lucreze pentru cetățeni și nu să se ocupe de scheme de corupție, așa cum se întâmplă pentru o parte din actualii deputați. Și pe final să ne spuneți unde veți întreprinde prima vizită în calitate de președinte al Republicii Moldova, dacă v-ați gândit. Nu am discutat încă acest lucru, dar sunt sigură că în următoarele zile o să stabilim acest lucru după ce voi discuta cu, în primul rând, cu România, cu Ucraina, cu Uniunea Europeană. Știm cu toții că Igor Dodon a izolat Republica Moldova și, în primul rând, trebuie să restabilim bunele relații cu România, bunele relații cu Ucraina, să restabilim relațiile de asistență cu Uniunea Europeană. Avem mare nevoie de ajutor în această criză și, ca de fiecare dată, vom apela la ajutorul partenerilor noștri de dezvoltare ca să salvăm economia și ca să ajutăm oamenii care au ajuns într-o situație foarte proastă din cauza acestei crize pandemice. Am înțeles. Bine, doamna Sandu, noi vă mulțumim tare mult pentru aceste declarații. Eu vă urez o seară bună tuturor. Da, vă mulțumim. Mihai, acestea au fost declarațiile făcute chiar acum de liderul PAS, Maia Sandu, și cu noi detalii revenim imediat. Mulțumesc, Zveta, te așteptăm cu noi detalii și eventual informații de acolo, de ambianță, de atmosferă, cum percepe lumea toată această victorie, pentru că